Controlul prin teledetecție se bazează pe captarea radiațiilor emise în spectrul vizibil și invizibil de plante în mai multe benzi spectrale, care sunt transmise către detectori specifici amplasați pe platforme satelitare. Semnele electromagnetice captate sunt înregistrate și apoi transmise la sol. Fiecare tip de cultură are răspuns diferit în funcție de zona spectrală cercetată. Deci, probabilitatea de eroare este redusă în cazul în care fermierul a identificat corect pe schițele întocmite de el parcelele pe care le exploatează. Scopul controalelor pe teren și al controlului prin teledetecție este de a verifica condițiile în care este acordat sprijinul solicitărilor în cererile de plată. În perioada asta se va desfășura în zona noastră, pe cele două voi care sunt arondate la centrul local Curtea de Argeș, niște verificări în teren, se va face teledetecție. Ce înseamnă teledetecție? La teledetecție se va face controlul cererii de plată, a suprafeței din cerere de plată, a culturii din cerere de plată și se verifică dacă se respectă bunele condiții agricole și de mediu. Beneficiarii măsurilor de sprijin pe suprafață pot fi persoanele fizice sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați, administratori, în cadrul asociațiilor în participațiune sau alte forme. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, de la concesionat sau la închiriat, subvențiile vor fi acordate celui care lucrează terenul. Pentru plata pe suprafață pentru anul 2013 la centrul local Curtea de Argeș s-au depus 4150 de cereri într-un procent de 99%. Nu s-a ajuns la procentul de 100% deoarece s-au mai unit ferme, unii și-au vândut pământuri, dar vreau să vă spun că și suprafață avem suprafața anilor anteriori. Măsurile de sprijin financiar pe suprafață sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării.